Fenomenul radicalizării este prezent astăzi în Europa. Din fericire, ocolește în momentul de față România. Asta nu înseamnă că lucrurile nu se pot întâmpla mai devreme sau mai târziu și la noi. Conferința încerca să găsească răspunsuri judiciare la o problemă destul de importantă în momentul de față. Sunt experiențe foarte diferite în țările membre, de la state care se confrunte cu violență deosebită în ultimii ani de zile, până la state, cum sunt cele din estul Europei, care nu cunosc, să spunem, asemenea tip de violență, având comunități mai degrabă integrate decât un număr foarte mare de străini de regulă care nu-și găsesc locul și atunci există un risc mai mare. Noi avem un alt potențial de risc pe care trebuie să-l luăm în calcul încă din această fază în care nu avem probleme mari și un moment bun pentru prevenire, și anume riscul de radicalizare în penitenciare. Suprapopularea este recunoscută la nivel european ca fiind un factor de risc pentru acțiuni violente ulterioare. România nu va putea rezolva singură chestiunea suprapopulării din penitenciarele din România. De aceea, anul trecut, împreună cu ministrul italian, am inițiat o scrisoare transmisă Comisiei Europene, semnată ulterior de încă 10 miniștri, prin care atrageam atenția asupra nevoii de finanțare pentru infrastructura de penitenciară și programe de reintegrare. Fără infrastructură proprie pentru penitenciare, riscul de acțiuni violente ulterioare este destul de mare. Dacă nu ai condiții proprii să poți depista din timp, să spunem, persoane predispuse la violență ulterioare, riscul poate fi foarte mare. Nu ne putem permite nici noi, nici Europa să acceptăm un asemenea risc. Cum spunea colegul luxemburghez astăzi, vinovați nu sunt cei care comit infracțiuni, ci cei care permit eventual comiterea acestora prin inacțiunea lor. E momentul unei acțiuni, nu putem face la nivel național, cum nici alte state nu pot face la nivel național. De altfel, fenomenul acesta al radicalizării este dincolo de granițe, este întâlnit, din păcate, în mediile de socializare, care aduc foarte multe lucruri bune, dar aduc și răspândirea unor mesaje care incită la ură, la violență. Răspunsul nu este doar de a construi infrastructură. Răspunsul trebuie să vină, în primul rând, din educație și din cooperare la nivelul statelor membre. De altfel, aceasta a încercat să existească și conferința, un răspuns comun din partea statelor membre la un fenomen transnațional. La întâlniri trecute, Germania a ridicat problema unor acțiuni destul de violente care se întâmplă în mediile de socializare, din păcate, o instigare la ură rasială de-a dreptul, fără niciun fel de protecție. Nu putem spune că providerii de internet, spre exemplu, nu au niciun fel de responsabilitate, permițând difuzarea unor asemenea mesaje. Nu este ușor, nu întotdeauna furnizorii de internet au resursele pentru a bloca asemenea mesaje. De aceea Germania, din câte știu, a încercat să facă apel la foarte multe organizații neguvernamentale care să se implice în acest proces pentru a semnala furnizorilor de internet anumite devianțe care pot să conducă la acțiuni violente. În legislația penală românească avem, să spunem, răspuns normativ la diverse fenomene care s-ar putea întâmpla. Din fericire, lucrurile nu se întâmplă încă la noi. Chiar dacă poate uneori nu sunt așa lucrurile cum ar trebui, se investește destul de mult în prevenție, mai ales în sistemul penitenciar, chiar așa cu infrastructură depășită cum este el. E de foarte multe ori și o chestiune de cultură. Noi încercăm mai degrabă să integrăm pe cei care vin din afară și atunci riscul de radicalizare este mai mic. Dar asta nu înseamnă că într-un val imigraționist, la un moment dat, România nu poate fi expusă unor riscuri. Încercăm să învățăm din experiențele altor state să prevenim lucruri. Dar soluțiile pot fi multiple. Cum spune astăzi colegul austriac, nu întotdeauna o anumită faptă trebuie să conducă la trimiterea cuiva în închisoare. Trebuie să vedem cele mai adecvate forme de răspuns în funcție de faptele săvârșite. Este o primă măsură care poate fi luată, discutată la nivelul statelor membre. Sunt măsuri care se pot lua prin organizarea în sistemele penitenciare și, de asemenea, sunt măsuri care se pot lua prin cooperare cu organizații neguvernamentale care să aibă în grijă anumiți oameni la ieșirea din penitenciare, dincolo de ceea ce poate face statul.
din păcate, în România sunt destul de puține organizații neguvernamentale active în această fază post-detenție. Și aici mai sunt lucruri de făcut. Aici pot fi derulate programe europene în care sistemele penitenciare împreună cu organizații neguvernamentale să poată accesa împreună fonduri pentru a face mai ușoară reintegrare și a reduce riscul de fapte violente. Sigur, România spune din 2011 că are toate condițiile tehnice îndeplinite, deci acționăm de facto ca un stat Schengen. Facem schimb de informații cu statele membre aproape ca un stat Schengen, nefiind conectați încă la toate sistemele, nefiind membri până în momentul de față. România se comportă ca un adevărat partener european, loial angajamentelor luate la momentul aderării. Sunt evenimente nefericite care se întâmplă, din păcate, trebuie analizate cauzele lor și trebuie trase lecții din toate aceste evenimente. România o să facă față acestui val, dar trebuie să facă față împreună cu partenerii europeni, pentru că nu putem spune că cineva are expertiză în această materie în Europa. Nimeni nu are expertiză în această materie în Europa, ci doar prin cooperare între toate statele membre putem să găsim și un răspuns adecvat. Mulțumim,